Iubiții mei, am privilegiul și marea bucurie a sufletului să împart cu voi un cuvânt care mi-a venit în inimă și în minte, așa ca întotdeauna, ca dar de la Dumnezeu. M-am bucurat de El din prima clipă și vreau să împart acest lucru cu voi. Tată, în numele Domnului Isus, ajută-ne să găsim lumină și dragoste și putere în cuvântul tău. Și de asemenea, Doamne, să găsim încurajare pentru situația în care cineva poate să se găsească chiar în acest moment. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Sunt două lucruri esențiale în viața lui Moise, și anume sunt lucrurile în care el s-a rezemat pe o trestie și lucrurile în care s-a rezemat pe toiac. Trestia reprezintă încrederea în oameni, rezemarea pe oameni, toiagul reprezintă încrederea în Dumnezeu. În aceste două aspecte se împarte viața lui Moise și ele pot fi observate de-a lungul vieții lui. Se pare că a nu te rezema pe o trestie frântă care îți sparge mâna este o lecție greu de învățat și se pare că a te rezema pe o trestie cum este omul, a te încrede în om, da, adicție cumva. Este ceva care te face să încerci iarăși și iarăși în speranța că, deși combine aceleași elemente, vei obține un alt rezultat. Să mergem împreună în Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 22. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Bun, până aici este foarte bine, dar... Acest înțelep... Această înțelepciune și putere care erau asupra lui depindeau de lucruri pe care se rezema el. Dacă el se va rezema pe oameni, Biblia scrie, blestemat este omul care se încrede în om, și dacă se va rezema pe Dumnezeu, Biblia spune, binecuvântat este cine se încrede în Domnul. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. Deci i-a venit în minte această dorință. Dorința aceasta a fost de la Dumnezeu, fără îndoială, fiindcă El ne îndeamnă ca înainte să facem o lucrare, să căutăm să înțelegem ce lucrare vrem să facem și doi, să cunoaștem pe omul sau împrejurarea sau situația în care vom acționa. A încerca să ajuți o lume fără să o cunoști sau să o înțelegi este reală nebunie. Timpul pe care un chirurg îl petrece în studierea cazului este mult mai mare decât timpul pe care el îl petrece în executarea operației. Deci, înțelegerea cazului, înțelege bine ce natura bolii, înțelege bine felul de operație necesară, mijloacele, instrumentele, direcția din care vii, absolut toate elementele sunt clare. Observați când se pregătește și se lansează o misiune cosmică. Ani de zile sunt verificate tot felul de liste, cu tot felul de instrumente, cu tot felul de posibilități. Se iau în considerare toate posibilitățile. Se creează inclusiv un plan de urgență în caz de accident sau de ceva, ce mai este posibil de făcut. Așa că faptul că i-a venit în minte lui Moise să cerceteze pe frații săi este de la Dumnezeu. Și noi trebuie să învățăm acest lucru foarte bine. În momentul când ne pregătim să spunem ceva aproape lui nostru sau să lucrăm ceva pentru biserică, pentru familie, pentru societate, oriunde suntem, suntem gata să îndeplinim un anume lucru. Trebuie să cercetăm de aproape ce avem să facem, pentru cine facem lucrul acesta. Adică toate lucrurile trebuie luate în considerație. Versetul 24. Se întâmplă că tocmai atunci a văzut pe unul dintre frații lui, dintre fiii lui Israel, suferind nedreptate. Egiptenii îi băteau pe evrei în felul în care albii băteau pe negri în timpul sclavagismului în America. Bătăile până la sânge și cu ruperea cărnii și cu instrumente cumplite de tortură, literalmente fără niciun alt motiv decât ideea inferiorității de clasă și ideea că persoana aceasta este sclav. A văzut pe unul dintre ei suferind nedreptatea aceasta. I-a luat apărarea. Era unul care cunoștea toate legile Egiptului. A răzbunat pe cel a suprit. Aici a trecut mai departe. Răzbunarea este a Domnului. Sunt două lucruri în Scriptură de care un om nu ar trebui să se atingă niciodată. Unul este închinarea. Nu, nu, nimeni nu trebuie să se închine la tine. Asta înseamnă, era sub simbolul mirosirii tămâi. Nu este pentru oameni așa ceva. Un om nu rămâne om, rămâne diavol, dacă primește așa ceva de la alți oameni. Ați observat ce s-a întâmplat cu Irod? Glas de Dumnezeu, nu de om, la un viermei. Deci nu este pentru ființa umană așa ceva închinarea și al doilea, răzbunarea. A mea este răzbunare, eu voi răsplăti, spune Domnul nu ești tu chemat la lucrul acesta. Moise a făcut dreptate în sens de justiție, a spus cum stau lucrurile, dar a trecut mai departe, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe Egiptea. Pe ce bază a făcut el lucrurile acestea? Versetul 25 ne dă taina. Aici el se reazămă pe o trestie care se frânge și îi sparge mâna credea că frații lui, fiul lui Israel, vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. Pentru el era clar că era trimis de Dumnezeu să dea izbăvirea acestui popor. Bun. Căile pe care urma să se întâmple acest lucru erau sub cheia lui Dumnezeu. Mijloacele, căile, timpul, toate erau în mâna lui Dumnezeu. Dar omul era acesta, acesta era omul, fără nicio îndoială. El, el primise clar chemarea aceasta și credea că așa cum a înțeles el misiunea lui, așa au înțeles-o și frații lui. Credea că frații lui vor pricepe lucrul acesta în ceea ce s-a întâmplat acolo. A omorât pe egiptean și a, a, a salvat pe evreu din mâna lui frații nu numai că nu au priceput lucrul acesta, ci a venit unul care, un informator, care i-a spus, zice, vezi că e omorât pe egipteanul acela, de gând să mă omor la fel și pe mine, și i-a dat sugestia că va face public lucrul acesta. În momentul acela, Moise a trebuit să fugă pentru următorii 40 de ani. Atât costă rezemarea pe o trestie frântă care îți va sparge mâna. Iubiții mei, nu suntem niciodată obligați de vreo situație să facem lucrul ăsta, deși suntem tentați, pentru că suntem oameni și avem încredere în oameni. Probabil că de multe ori și atât mai grav este lucrul acesta. Avem impresia pe care o avea Moise. El credea că dacă el a înțeles că este eliberatorul lui Israel, a înțeles toată lumea. Nu era așa. Trebuia să treacă foarte mult timp. Trebuia să curgă multă apă pe Nil până când o generație de oameni care se ridică înțelege. E pregătită de Dumnezeu intelectual, moral, psihologic. Sunt pregătite împrejurările politice, economice, naturale. Toate mijloacele sunt pregătite de Dumnezeu pentru marea ieșire sau marele exod. El era omul, dar nu era acesta timpul. El era omul, dar nu erau acestea mijloace. El era omul, dar nu era acesta poporul care pricepea. El a crezut că frații lui vor pricepe. În afară de dorința de a cerceta pe poporul său și pe fiii săi, nu a fost altceva pe inima lui. Tot ce s-a întâmplat după aceea a fost dincolo de ce i-a pus Dumnezeu pe inimă. S-a vindecat Moise de lucrul acesta? Nu. La marginea cananului, din nou se încrede în oameni. Și îi trimite să-i scodească țara. A ieșit o nouă catastrofă din treaba aceasta, și au trecut alți 40 de ani de rătăcire în pustiu. Când se uită înapoi la gestul lui de a se sprijini pe oameni, de a avea încredere într-un om, oarecare, și în cazul nostru, în cele 12 iscoade. Avem încredere în oameni, își dă el seama că nu este un lucru după voia lui Dumnezeu. Așa se face că el scrie și spune, mi s gândul acesta de a, ca să trimit 12 oameni să iscodească sau să spioneze sau să vadă, să să supravegheze viața, să vadă de la prima mână cum arată lucrurile, mi s-a părut un lucru bun. Nu, nu era necesar așa ceva. N-a venit de la Dumnezeu. Propunerea aceasta a venit de la oameni către un alt om numit Moise, care nu a luat propunerea lor și a dus-o înaintea lui Dumnezeu, ci s-a considerat destul de în stare și de pregătit intelectual să declare o așa inițiativă ca fiind bună. Mi s-a părut bună. Nu, no, nu era cazul aici. Din potrivă, și-a dat seama la urmă că a însemnat o mare nenorocire poporul, a fost pus în fața unei încercări care nu numai că nu i-a făcut față, ci a căzut sub puterea ei pentru următorii 40 de ani. Poporul nu era pregătit pentru o astfel de încercare, dar era pregătit să urmeze pe Domnul mai degrabă în necunoscut decât în declarațiile sau în descrierea pe care au făcut-o cele 12 iscoade. Dar el s-a rezemat din nou pe oameni. De data aceasta s-a rezemat tot pe oameni. Credea că vor pricepe. Acolo a crezut că vor aduce o veste bună. În realitate, o iscoadele acestea și-au depășit cu mult misiunea. Domnul și Moise nu le încredințase misiunea de a interpreta ce au văzut acolo, ci doar de a raporta ce au văzut acolo. Când ești trimis să raportezi un lucru și treci la interpretarea acelui lucru, treci peste hotar care ți l-a pus Dumnezeu. Nu ți-a cerut nimeni părerea într-o privință sau alta. Am văzut că s-a întâmplat cu tare lucru. Știu de la mâna întâia că s-a întâmplat cu tare lucru. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu știu. Supun lui Dumnezeu timpul lui Dumnezeu va face lumină. Cât de însemnat este să te rezem pe Domnul în cele mai de neimaginat situații, când este întunericul așa de gros. Dar, și mai periculos este când e așa lumină încât simți că nu mai ai nevoie de lumină. Dar nu e clar că 1 plus 1 fac 2. De ce mai trebuie să întreb pe Dumnezeu dacă 1 plus 1 fac 2? E, e lucru simplu. Nu este. 1 Samuel 23 cu 12, David, este într-o mare strâmbtărare. Saul asediază cetatea Cheila. Și oamenii din cetate îi declară credincioșie lui David. Frate David, vom lupta cu tine până la ultimul dintre noi. Și David uh, mulțumește, dar ia uh, imediat uh, drumul cunoscut lui, rugăciunea către Dumnezeu și întreabă. Mă vor da locuitorii din Cheila pe mine și pe oamenii mei în mâinile lui Saul? Ei au jurat că nu se va întâmpla aceasta nici cu prețul vieții lor și este cunoscută credincioșia omului din Orient față de oaspetele lui. Cu toate acestea, cine se rează mă pe un om, e se rează -mă pe o trestie frântă și îi sparge mâna. Mă vor da mâna lor? Domnul a răspuns, te vor da. Absolut simplu. Dacă moi se întreba când a ieșit să cerceteze pe frații lui și când i-a venit în minte intenția să răzbune el și să facă dreptate pe această cale, omorând pe egiptean și spunând aceasta e calea pe care trebuie să, prin care vom fi eliberați, vom omori pe egiptean și noi vom pleca, dacă el ar fi întrebat este aceasta calea lui Dumnezeu, va pricepe poporul Lucrarea aceasta, Domnul i-ar fi spus: Nu va pricepe. Moise însă n-a întrebat: era așa de luminos, așa de simplu, așa de hotărât în sufletul lui, era așa de convins că e adevărat și drept încât n-a întrebat. Pentru David, într-adevăr, credincioșia acestor oameni era incredibil de înaltă față de ființa lui, dar ce să faci cu omul? Omul este om blestemat, este omul care se încrede în om. În care om bun sau rău? un om! Nu contează. Poate să fie bun ca un înger, poate să fie rău ca un diavol. N-are sens să discutăm de ideea încrederii în om. Cooperăm cu oamenii, lucrăm împreună cu oamenii, dar ne încredem în Dumnezeu. Binecuvântat este omul care se încrede în Dumnezeu. A doua zi spune cartea Exod pe când doi, Moise a venit la iarăși să vadă poporul și vede acum doi evrei că se bat între ei. Doi fii ai lui Israel. Prin aceasta Domnul îi arată, vezi tu, trebuie să înțelegi de ce nu e timp acum poporul ăsta. Nu numai că nu este, unii se bat între ei. Nu e vorba ca să cu ei să bat pe și ei se bat între ei. Nu are nicio. De aceea i-a arătat Domnul lucrul acesta ca să înțeleagă faptul că dacă Dumnezeu nu face un lucru astăzi, nu-l face pentru că nu se poate. El știe ceea ce noi nu știm. Trebuie să recunoaștem și să ne bucurăm de lucrul acesta, că dincolo de tot și de orice am ști noi, este Dumnezeu care știe totul. Adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. A doua zi, deci, vede un alt aspect. Acum, nu mai bătea egipteanul. Un evreu bătea pe un alt evreu. Moise imediat ia slujba de judecător, a venit în mijlocul lor și a îndemnat la pace, fraților. Încetați lucrul acesta. Nu vă dați seama că distrugeți lucrarea lui Dumnezeu prin faptul că voi vă bateți între voi. Încearcă să facă lucrul acesta. Sigur, cuvintele lui au fost cuvinte adevărate, inspirate de Dumnezeu și drepte. Întrebarea este, le-a primit poporul acesta? Era poporul acesta cu inima deschisă pentru a primi adevărul? Interesa pe ei adevărul? Interesa pe ei dreptatea? Sau îi interesa împlinirea planurilor lor? Oamenilor a zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Voi sunteți frați. Înțeleg egiptenii cu evrei, dar voi, voi sunteți frați. Dar cel ce nedreptățea, cel nedrept, urmăriți aici lucrul acesta, cel ce nedreptățea pe aproape său, l-a îmbrâncit pe Moise. Ați auzit cuvântul acesta? L-a îmbrâncit pe Moise. Cum adică? Moise era prințul Egiptului. Moise era următorul în linie la sceptrul Egiptului, cel mai mare imperiu al lumii de la data aceea. Omul acesta a îmbrâncit pe prinț l-a îmbrâncit și i-a zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Un om rău și violent, un om cu gânduri necurate, chiar dacă ar fi vorba de Dumnezeu, el tot la fel se va manifesta. Și cel ce ne îmbrâncește pe Moise. Pe ce bază? Cum poți să pui pe ce bază? Cum poți să pui mâna pe prințul țării, să îmbrâncești pe prințul țării? Cum să faci lucrul acesta. Păi am ceva, îl am cu ceva la mână, și ca atare, dacă deschide gura, imediat eu sunt informator. Mă duc și îl spun ce a făcut ieri când l-am îngropat pe egipteanul acela. Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? l a amenințat. Știți că Biblia spune despre Iuda că el s-a făcut vânzător. Nu, nu s-a născut vânzător, s-a făcut vânzător. Deci un om are această posibilitate. Și să te ferească Dumnezeu, să te împotrivești omului care nu are ce pierde. Sunt oameni fără nădejde și când oamenii aceștia aruncă în luptă sufletul lor și mijloacele lor, îmbrâncesc până la Dumnezeu. Am brâncit pe Moise și l-a amenințat că va turna, va. Duce informația la tron. La uzul acestor vorbe, Moise n-a avut nevoie de mult timp să înțeleagă, și-a dat seama că amenințarea era transparentă, clară. La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Iubiții mei, aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Nu este nenatural, nefiresc, neomenesc să manifestăm acest fel de încredere în cei de lângă noi. Nu este uh, neomenesc, nefiresc să credem că cel de lângă noi înțelege lucrurile așa cum le înțelegem noi. Că el simte pentru noi ceea ce noi simțim pentru el. Este natural. Dar câtă suferință a venit pe aripa acestor lucruri. Blestemat este omul care crede că aproapele lui înțelege și el ce a înțeles el. Blestemat. Suferă teribil omul acesta. A fugit Moise 40 de ani. A fugit ca un fugar, ca un hoț, ca un evadat. De unde era prințul prinților în țara Egiptului. Asupra acestor lucruri avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. El credea că frații lui vor pricepe așa ceva. Nu au priceput. Dar ei n-au priceput nu pentru că n-au putut să priceapă. Ci Biblia întreabă prin Iacov. Vrei dar să pricepi om nesocotit? Omul nesocotit nu vrea să priceapă. Asupra acestor lucruri, spune Evrei 5.11, avem multe de zis și gre, lucruri grele de tâlcuit, dar fiindcă v-ați făcut gre, greoi la pricepere. Într-adevăr, a pricepe un lucru presupune și cere un fel de ascuțime a minții, de rapiditate de a lega faptele sau cauza și efectul presupune o activitate a creierului și a minții, a psihicului la o viteză superioară. Când ea este încărcată cu nedreptatea aceasta, nedreptul l-a îmbrâncit pe Moise, când este îmbrăcată cu ura aceasta, cu planul lui teribil, cu disprețul lui gros, cine te-a pus pe tine? În momentul în care un suflet este încărcat cu astfel de lucruri, atunci priceperea devine greoaie, devine înceată, atât cu privire la lucrurile vieții acesteia, cât și cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. De aceea Pavel se roagă pentru efeseni să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea Iubirii lui Dumnezeu pentru noi și a bunătății lui Dumnezeu, să puteți pricepe. Nu fiți nepricepuți, înțelegeți care este voia Domnului. Cu, uh, cu această pildă așezată înaintea ochilor noștri, mergem într-un domeniu care scapă atenției noastre de foarte multe ori. Și anume, acolo unde lucrurile ni se par așa de clare și ne asumăm. Ne asumăm niște concluzii, ne asumăm existența unor lucruri care, de fapt, nu există. Ne asumăm existența unor stări de lucruri. Ne asumăm lucruri cu privire la înțelegere, credem că toată lumea a înțeles, credem că toată lumea. A... Ne asumăm aceasta fără să avem dovada necesară. Fără să avem acel element al vieții care confirmă. Înaintea lui Dumnezeu. Domnul lucra împreună cu servicii să îi spune Scriptura și confirma ceea ce făceau ei. Aici este totul. Putem avea un gând frumos, un gând nobil, un gând înalt de a elibera, de a scăpa din robie, de a face dreptate, de a face... Marea întrebare este, ai predat gândul acesta lui Dumnezeu? Ai întrebat, Doamne, cum se poate face așa ceva, cum a spus Nicodem? Cum se poate face așa ceva? Prin ce mijloace? Doamne, când se trebuie Ai, ai făcut, ai avut dialogul acesta cu Dumnezeu? Ai făcut pasul acesta atât de important în viață, înainte de a face un pas în față, în direcția planului pe care îl ai? Personal am avut de multe ori amărăciunea să constate Că de fapt Dumnezeu m-a avertizat asupra unui lucru sau altui lucru și am trecut peste aceasta. Că de fapt cumva mi-am ascuns planurile și n-am venit înaintea lui să-i spun uite ce fac și ce vreau să fac, fiindcă știam ce o să-mi spună. Și pe motivul acesta fiind așa de convins că e bine și trebuie, am îndrăznit și am mers. Mai. Am avut tristul privilegiu să ascult multe istorii triste de viață. Sunt foarte mulți ani care s-au adunat peste sufletul meu în lucru cu sufletele oamenilor. Și am avut acest har să le ascult și să le mormântez în mine, dar nu fără să port suferințele acestor oameni. Am observat însă nu, de, numitorul comun sau nota comună a multor istorii de viață, a multor suferințe. Am discutat nu de mult cu cineva și. Istoria de viață a acestei persoane este cu tremurătoare. Am avut însă o întrebare, înainte de consiliere, am avut o întrebare. spune te-a prevenit Dumnezeu să nu? Ți-a deschis Dumnezeu ochii și ți-a spus, uite ce se poate întâmpla. Ți l-a arătat pe Doeghe Domitul, care era acolo când făceai tu tranzacția cu preotul pentru asta. Și ți l-a arătat pe omul acela. Și David spune, zice, mi-a venit în minte, când l-am văzut acolo, mi-a venit în minte că nu se poate să nu-i spună lui sau. I-am spus, frate, cei care ne-au -au nedreptățit în acest fel sunt mai puțin vinovați decât tine care ai călcat în picioare sfatul lui Dumnezeu prin care ți-a spus nu lua pe drumul ăsta, iată drumul, mergi pe el, păzește-te de drumul acesta. Ai ținut pe Dumnezeu afară, ai închis ușa. Iubiții mei, uh, izvorul lacrimilor lui Isus pe coama dealului cu privire la Ierusalim a fost legate tocmai de acest a pricepe. Am vrut să fac un lucru pentru voi, spune Isus. am vrut să strâng pe copiii tăi, aceasta era mare problemă, dar nu m-ați ascultat. Acum nu mai puteți pricepe. A trecut vremea priceperii. A fost un timp când se putea pricepe. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Lucrul acesta să nu vină niciodată în viața mea și în viața ta. Niciodată să nu plângă ochii noștri, lacrimi fierbinți, pentru că n-am ascultat de acela care ne-a implorat să nu facem un lucru sau altul. Dumnezeu însuși a promis că întotdeauna urechea noastră va auzi glasul lui. Ia seama la momentul acesta, este extrem de important. De obicei, pierdem startul pierdem startul. Ținem minte unde am căzut, dar uităm unde am alunecat. Pierdem startul. Vrem să reparăm, să fixăm căderea, dar nu fixăm alunecarea. Care sunt condițiile care au dus la cădere? Dorința noastră este cea care trebuie judecată înainte de împlinirea ei. Este aceasta o dorință care vine de la Dumnezeu? Este ea semnătura celui prea înalt? Sunt acestea căile? Dorința noastră trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu, înainte, înainte de orice fel de împlinire a ei, și dacă lumina de la Dumnezeu, asemenea, celor pietrelor de pe peeptarul Marelui, urim și tumim, dacă se arată lumină sau se arată întuneric cu privire la dorința noastră să ne încredem în Dumnezeu. Chiar dacă toată lumea ar fi de o altă părere, chiar dacă am avea argumente să credem, să credem că omul este acela care va rămâne om până la sfârșit. Nu, Biblia spune blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Domnul este acela care îți va conduce pașii și mintea. Să înțelegi căile, să înțelegi mijloacele, să înțelegi timpul împlinirii lucrării Lui. Aceasta este făgăduința ta, Doamne. Urechile tale vor auzi glasul care va zice, iată drumul, mergi pe el. Fierbinte te rugăm, Părintele și Dumnezeul nostru, împlinește în viața noastră această slujbă. Dar nu doar descoperirea cerem de la tine a adevărului, ci cerem de la tine puterea de a te urma, Doamne, și de a te asculta. Cerem acel legământ care a spus să-ți voi da o inimă care să mă urmeze. Dă-ne această inimă in numere Domini Iesus Christus. Amen.